Acum avem însă o informație de ultimă oră. Mașina consulatului Ungariei la București a fost implicată într-un accident teribil cu un tir care căra lemne. Unul dintre pasagerii mașinii a fost decapitat. Tirul a rupt parapetul și a intrat peste mașina cu număr de corp diplomatic. Mai multe ne spune Andreea Borboros. Andreea. Găsit tuturor, accidentul deosebit de grav. Vorbim, iată, de un accident mortal. S-a petrecut pe autostrada care leagă Timișoara de Lugoj la kilometru 463. Din primele informații se pare că un tir încălcat cu lemne a rupt parapetele care desparte cele două sensuri de mers ale autostrăzii, a intrat pe contrasens și a lovit în plin mașina corpului diplomatic care, din primele informații, se pare că ar aparține consulatului Ungariei la București. Ulterior, în urma impactului tir, a intrat un alt autoturism, însă, din fericire, nu vorbim de victime în cel de-al doilea autoturism. Chiar și în aceste condiții, un bărbat care în aceste momente nu poate fi identificat, asta pentru că persoana care a decedat se află în mașina corpului diplomatic. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, de asemenea mai multe ambulanțe, medicii sosiți la fața locului. Din păcate nu au mai putut face nimic pentru bărbat, vă spuneam, decât să constate decesul. În aceste momente, circulația pe autostrada Vestului este complet paralizată. Polițiștii sunt acum și ei la fața locului și fac măsurători pentru a stabili cu exactitate cauzele acestui accident teribil și mortal.